Pot să vă asigur chiar și în aceste condiții că centrala funcționează în cele mai bune condiții, alimentând atât necesarul de energie electrică pentru iluminare, dar și pentru aerul condiționat, care reușește să ne mai îmbunătățească cel puțin climatul actual. Este una dintre cele mai sigure și performante centrale nucleare din lume, care funcționează la cele mai înalte standarde de aproape 27 de ani. La acest moment nu întrevedem probleme care să afecteze buna operare a centralelor. Din punct de vedere al temperaturii apei de Dunăre, valorile nu sunt exagerate în raport cu ceilalți ani în care nu am oprit. Prognoza și nivelul actual al Dunării nu este în acest moment îngrijorător, iar temperaturile ridicate externe sunt gestionate cu sistemele care le avem deja puse la punct. Nu este o noutate pentru noi și, repet, nu anticipăm că vom avea vreo situație în care să oprim din acest motiv unitatea 1 sau unitatea 2. Am cerut suplimentar colegilor din Ungaria să ne transmită datele astfel încât să comparăm cerințele lor de reglementare, care nu sunt comune întotdeauna de la o țară la alta, pentru a înțelege de ce a fost necesară oprirea celor trei unități.